atâta discuții despre un... Și ți-am zis ce mă omora chestia aia cu, bă, mii de oameni care comentau, dintre care jumate erau, dar cine pula mea e asta? Păi de ce mai comentezi? De ce mai știi, da, corect, da. Dacă era și treia despre un băiat, Ștefan Danilescu, da? Mai comentai să stai să vorbești? Nu, efectiv ziceai, coi, nu știu cine e Ștefan Danilescu, trecem mai departe. Dacă efectiv nu știi cine e, adică tu dacă nu, te bagi în discuție... Sau în comentarii s-au zis la coadă, la pe vremuri. Da, exact, mă! Ce se dă aici? Ce se dă aici? Bă, exact. bă, extraordinar asta. Păi, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Știi? Nu. Exact. Hei, oameni buni, cu suflet bun și cu credință în Dumnezeu, aveți să ne dați și nouă niște bani? Doamne, foarte bine aici, foarte... Da, asta trebuie, așa trebuie, da. Noi vă dăm produse gratuite, noi suntem cei mai darnici dealeri. V-am dat atâtea episoade gratis, da, primele, toate lucrurile, da, gratis. Câte episoade avem până acum? 360 și ceva. 300.000. Și voi, tată? Nimic. Am lăsat PayPal-ul acolo. Hei, salutare! Salut! Hei, salut! Haide! Acum mi-a scris Tache că o să... Smashed Burgers! Când ne-a dus și ne-a dat... Dă-i încoace! Uite, mă, frate, vezi? Ce când vorbești, cer, ți se dă! Mulțumim! Cere și ți se va da! Bă, cât de bine ai tratat asta, exact! Perfect! Bă, atâta v-am dat gratis, atâta v-am exact dat gratis, bam! Dar bineînțeles! Deci te rog, servește-te! În orice caz eu nu mâncam, că am mâncat. Da, bine. Uite, astea două sunt ale tale. Mulțumim, bă, mulțumim frumos, noi, bă, mulțumim, da, frumos! Salut, ce tare! Ce mulțumim! Tare. Mulțumim. Foarte tare, frate, este mulțumim! Mulțumim șmecher frumos! Deci intrați pe smashedburgers.co. Da, abia aștept să le... Da, și eu abia aștept, da, să mănânc. E aici, pe... Da. Sunt vecin, deci... Ok. Ce tare. Bă, băi, mulțumim! Mulțumim, mulțumim frumos, mulțumim frumos. Hai, salut, frate, mulțumim frumos. Frumos. Mulțumim, mulțumim mult. Suntem la concert pe 19 mai la Subcarpați. 19 mai Subcarpați. La 9 zile. A, la Verde Sop, da, Mies Fest, da. A, ce drăguț e acolo, da, e foarte mișto. Ridică de ăla, de ăla cu roșu. Da. E foarte tare că s-a întâmplat asta, chiar așa, așa, ca să arătăm la agenții. Uite, noi putem să facem asta și pe bani. Exact. Deci... Salut. Salut. Sigur, da, că da, frate. Da, cum, da, să... Oricum suntem. Da. Da. Yeah. Cum, deci, să nu? Deci... Se mai... Tu ești singurul podcast dacă se întâmplă asta. Cine a mai făcut poz în timpul podcast? Da, 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 da. Da. Da, 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 da. Ce tare. Salut. Famister. Salut, salut, salut. Vezi, it's barely a podcast. Poți, da, să vii, da, aici, da, și să nu te prinzi că se filmează ceva. Lăsăm, da, live, lăsăm să meargă camera, plecăm, da, mai venim. Deci e pe 19 mai concert sub Carpați la, așa, 9 zile de la Sala Palatului. Noi avem pe 10 mai. Oh, nici nu s-a văzut cu sătura, deci, da, jur, da, atât de frumos a fost. Nu, 10 dar... mai, Sala Palatului. Da, în continuare cam alt material decât, decât e la 99. Dacă mai veniți între timp la 99, acolo e alt show. Deci, da, merită. Merită. Și, bă, mai mult decât atât, voi știu de ce nu luați bilete acum în acest moment. Pentru că suntem disperați. Pentru că vă aveți impresia că, a, mă, lasă, că mergem, venim în Club 99 și vedem, nu este, de aproape. Nu este. Bă, frate, tu știi cât de mișto este să dai mai mulți bani să ne vezi din depărtare? E alt feeling, frate. E alt, e alt feeling. Feeling. Băi, să dai mai mulți bani pe bilet e un vibe. Bune, da. Nu e, nu e un neapărat, stai puțin, că e mai mult decât un vibe. Bă, da, mai mulți bani pe un bilet să ne vezi de la distanță e o experiență. Da, mă, și până la urmă... De ce ești răgușit? De ce sunt răgușit? Da. Am țipat. Ce, ce, unde ai țipat? Am țipat aseară, am fost în expirat și când ești, mergi așa, în expirat. Așa, și ce ai făcut? M-am întâlnit cu Andreea Esca. Boom! Și pentru că m-am întâlnit cu Andreea Esca și cele, a, această alăturare de Andreea Esca și expirat, ceea ce nu putea să facă click în creierul meu, nu știu de ce, dar aveam impresia că Andreea Esca nu iese în expirat, nu e, nu e expirat și nu iese.
Bă, cum ai că nu iese? În expirat întreabă, nu mă așteptam, dar... Și este destul de mică de statură și am văzut acolo și slăbuță și m-am dus la ea și am fost, tu ești Andreea Esca? Asta am zis. Cu voce asta e? Da, da. Și mi-a zis, tu ești la pubertate? Da, mi-au dat flocii pe față. Trebuia să te gândești să o faci exact cum trebuie, mă. Trebuia să te duci să zici, zi-mi de unde știu. Da. Zi-mi de unde te știu. Cât de tare fi să zici la Andreea Esca. Da. Ai fost la TV? Facem o poză. Da. Ce tare. Bună seara, România, bună seara, Pro TV. A fost aniversarea expirat, la mulți ani expirat. La mulți ani expirat. 21 de ani a făcut expirat. 21 de ani. Deci m-am trezit ca pe vremuri, că am zis așa. Mi-am făcut următoarea regulă. În fiecare lună, ca să nu mă las, adică să nu să fie o lăsare bruscă de băut, am zis că în fiecare lună, o zi, îmi te scot umbra în oraș, da, să mă fac căcat și să nu mi se facă rușine a doua zi. Asumat. Cum faci asta? În sensul de, în seara asta iese grav. A, okay. Deci plec de la premiza că în seara asta e gravă, da, situația. Mă bat! Te-ai lăborțat un pic și la Constanța. Știu, deci au fost... Da. Ți-ai luat în avans? Ți-ai luat în avans? Deci ți-ai luat în avans? Nu, cam pe martie... Aveai restanță? Aveam... S-a... Și adună ca zilele reportat de concediu. S-a reportat din martie. Și n-ai avut în martie nimic așa? Nu. Da, am avut în martie. Ai văzut? Când am fost în Dublin. Oh, în martie? În martie am fost în Dublin. Oricum, în mai gata. Deci ai până în 2027. Și ideea este că așa. Am ajuns acolo, mi-a plăcut foarte mult, m-am distrat în expirat, am vorbit cu oamenii, am dansat. Cu cine ai vorbit? Cu mai multă lume. Și ideea e că am făcut poze, am vorbit cu mulți fani, bă. Mm. Foarte mulți fani în expirat. Adică și nu mai e atât de plăcut ca pe vremuri. Dar care e diferența între fani și oameni care te știu? Diferența între fani și oameni care mă știu. Da, exact, nu erau fani. Exact. Nu e chiar erau așa. Oameni care nu mă e chiar știu. Așa. Îmi pare rău, sunt foarte pupărăsat. Nu e chiar așa. Diferența între fani și oameni care te știu e că fanii... Eu în continuare am un problemă cu cuvântul ăsta. Mai ții minte interviul ăla vechi de tot în spate de la TNB? De la TNB, când întrebau de fani și am zis că eu nu cred că avem fani. Da. În continuare am un problemă cu asta, fanii. Fanii se bucură. Fanii se fac. Excelent. Fanii se fac. Într-un an de zile nu mai vinde niciun bilet nicăieri. Fanii se fac. Dar înțelegi ce spune? Adică un om care te știe, te recunoaște la o, adică zice, hai, fai, o să faci o poză acum. Dar un om care e fan, efectiv se vede că se bucură, că e entuziasmat, că te vede. Era, bă! Știi, că e un fel de e o bucurie. Aia e diferența între... Și cineva poate să... Gay! Dar vrei să scapi de fani acum? Veniți la sala Palatului! Te rog să-ți iei ăla de pe pie, băiatule, este incredibil. Lagă de seminare pentru floacele alea, deci dă-le gazează-le. Deci vreau să spun că mi-e frică să mi le tund. Ca să ce? Că mie că crește mai mult. Ce există, mă, așa ceva, mă, e un mit. De stupid ăsta că-ți crește. Bă, pe bune, știi ce am făcut când eram mic? Când m-am tot ras în cap, ar trebui să am o coamă ca Simba. Epilare definitivă. Da, poți să... Doamne, mă, fine. În fine, dar hai să zic o chestie. Ia-le măcar cu bricheta. Deci, i-am făcut când eram mic, sufeream de chestia asta, că n-aveam păr pe picioare. Și mi-am dat mult cu lama. Mult mi-am dat cu lama. Și check this motherfucker out. Oh, șosete. Gucci, Gucci. Gucci, cadou de la mine, cum să da. Eu nu cred chestia asta, aia. De ce? De asta ți pare că e foarte păr? În primul păr, rând, păr? E chestia e un mit, că nu se îndesește părul dacă îl razi. Într-adevăr, poate să-ți crească mai... Dar nu mai nici gros. Asta... Nu, mă, că se simte mai aspru pentru că îi tai vârful și e mai ascuțit. Dacă e cu lama, îl ai într-un unghi, așa devine mai ascuțit și se simte mai aspru. Se simte mai... Înțeles. Dar nu crește mai mult dacă... Deci nu crește mai gros, că mă gândeam să-mi tai... Pula. Da. Bă, nu e ok, du-te la definitivă. Definitiv. Te ia cu laser, nu mai ai probleme. Nu mai ai probleme după aia, nu-ți mai crește niciodată. Bine, mai ești așa că sunt un buricul de așa. O mai e o dată și după aia gata, nu mai. Și la fel ca și la fel de păr crește și neac, mai neac.
Da, eu am vrut prima dată, eu am vrut să o iau cu penseta, să o smulg. Du-te la ață, mă, pe alea cu ața. Dar nu, nu se prinde, frate, că e trebuie cu, cu, s-am stat cu... Da! Da! De ce aluneca? Trebuie să te speli înainte, mă, să n-aluneci. Da, aluneca. Da, aluneca. Aluneca. Spală-te la pula. Spală-te la pula. Smec, mă. Smec ma bitch up. Smec ma da. Bitch up. În fine. Deci, în și schimb, expirat. Ca fan, poți să fii, de exemplu, dacă cineva zice, bă, eu sunt fanul tău, el da. Are voie să mai fie fanul altcuiva? Da. De ce? Adică ce anume te face pe tine ca să fii fan? Dar de ce crezi că oamenii au așa? Eu nu pot zic că sunt fanul și al lui CK și al lui Bill Burr. Mi se pare că nu sunt corect față de unul din ei. Dar nu e adevărat. De ce? Poți să fii fanul multor oameni. Da. Ce anume te face să fii fan? Să fii foarte implicat, să consumi tot ce scoate omul ăla, să fii, să-ți placă foarte mult ce face, să-l urmărești. Să... Și asta, poți să fii... Poți să, să fii fanul mai mult. Băi, da? Părerea mea dacă că dacă ești open-minded. Dar cum să mă, dacă sunt și ei de acord? Dacă sunt și ei de acord. Da. Eu am o relație deschisă cu... Da, cu... asta... Cu... Da, idolii mei. Se numește da, relație cu... de polifanie. De polifanie, da, da, da. Relație da. De polifanie. Da, deci da. Ai... Polifană. Okay. Da. Bă, dar vreau să zic că trebuie să vă povestesc faza aia de la, de la Buzău. Nu, de la Focșani, pardon. Așa. Nu trebuie. Aș vrea. Nu trebuie nimic. Deci este următoarea treabă. Era, bă, e, că a venit la Focșani, a venit un tip și m-a văzut la masă și a fost... Nu cred, nu cred așa ceva, wow, este incredibil, băi, wow, uite pe cine văd la masă, putem să facem o poză, ești în top 3. La Buzău eram, da. La Buzău. Da, mă. Bă, n-ai cum ești să fii 3, da, la da, top da. 3 și să da. Zici așa. Pe asta zic, păi dacă da, ești poate, fan... poate erai pe locul 3. Aia zic. Și când îl vedea pe ăla de pe locul 1 și pierdea mințile. Da, să zic, dacă la mine a făcut așa care sunt, cearele. E clar că eram pe 3. Da. Că dacă așa îmi zicea din top prima, 3. Ești pe locul 2 la mine, preferat. Da, da, da. Primul micuțu. Da, da, da. Da, mă, dar știi că pe de altă parte el a zis-o, dar toți așa o gândesc. Adică foarte mulți oameni nu o zic, dar da, da, da. Da. Cum am eu faza aia cu ăla, că a venit și mi-a zis că facem o poză, nevastă mea e cel mai mare fan. Eu... Da, da eu, efectiv asta am zis. Eu... Toți o gândesc așa, numai că el a și zis-o, de-aia a fost și amuzant da. Și m-a și durut foarte tare. Dar vă zic, da, zic că toți au un cap chestia asta, numai că nu zic. La fel și asta cu top 3. Na. Da. Pe mine ce mă amuză este aia cu sunt cel mai mare fan al tău. Că nu știu când s-a făcut concursul. Când, da, când s-au vorbit între ei. Când, da. Când s-a făcut concursul. Da. Când da, ați făcut da, concursul da. De fani și cum... Da, și exact. Ai primit medalii, cum pe astea? Dar care e? Auzi, e pe județe. E pe... Bă, uite, pentru faza asta, pentru chestia asta, așa. Chiar mi s-ar părea foarte mișto să facem concurs de trivia Teo, Vio și Costel. Dar nu și cred oamenii să vorba... vină nu, și nu le dăm că... un premiu pentru cel mai mare fan. Dar nu cred că îi judecă în funcție de cât, cât te știu despre tine, cât da. Te plac, ceea ce nu poți să... Nu, trebuie să știi și lucruri despre tine. Păi atunci dacă e în funcție de cât te plac, faci un concurs cu probe nasoale, cu, ca la Fear Factor, ca la... Exact, da, îți place da, de da, Costel? Da. Da. Cât de mult îți spune? Foarte mult îți place Costel. Da. Uite un bol de ochi de bou. Exact. Mănâncă un ochi de bou să ca văd să... cât îți place, da. Ca să te întâlnești pe Costel. Bă, nu-mi place așa mult. Nu-mi place așa. Nu, zis, okay. Afară, următorul. Și îmi plac ochii de bou. Eu mănânc ochi de bou. Și eu mănânc ochi de bou. Dar nu... Bă, ca da. Să mai ca să încheiem povestea cu expiratul. Așa. M-am mai întâlnit cu Doc. Așa. Aseară era și Macana Chepa acolo. Deci a fost, era destul de multă lume. Cage. Mhm. Ce stai? Da. De când m-am văzut cu Cage. Au da, a fost mișto. E Pace felicitări. Pace Cage. La mulți ani expirat. Mult drum and bass. Este minunată muzica asta pentru partea da, drum and da, bass, da, pentru dans. Da. Drum and bass. Și dansat? Am dansat. Cu cine ai dansat? Singur. Singur ai dansat? Da. Da, ai băut? Da. Ai băut mult? Nu. Cum așa? Mi-aduc aminte că am ajuns acasă. Adică n-am ajuns în punctul ăla în care să nu blackout, mi-aduc da? Aminte. Nu, și îți dai seama. Dar am ajuns acasă, am mai stat de vorbă cu mama.
La cât ai ajuns? La ora 1. La 1? A, e rău. A, stai mă. Am crezut că a fost destroy, nu că la ora 1. Nu, pe asta zic că nu am, mi-am dat această libertate, dar la un moment dat e devenise. La ora 1. Bă, da. Deci ai ratat începutul petrecerii acolo, la expirație. Bă, era, deja era aglomerat. Începea lumea să se distreze și da. Nu știu, mie mi se pare foarte mișto că am treaba asta cu a bifa. Și m-am bifat, m-am distrat cât a trebuit și mă duc acasă acum să mă odihnesc. Veni, vidi, carici. Veni, vidi, carici. Carici. Am vărsat, da, e apă cu spirit. Și ca idee, pe lângă Sala Palatului pe 10 mai, unde chiar vă așteptăm și e mișto, o să fie foarte fain. Noi mai mergem pe 21 aprilie și la Oradea. La Oradea, situația este foarte bună. Nu mai trebuie să propagăm ideea asta că nu ne merge bine. Că înțelegi că fake it till you make it. Nu poți să te tot zici că mă, că stai în spate. Ne merge atât de bine cât am mai suplimentat. Da, locurile libere sunt suplimentate. Am vorbit cu Sala și am mai pus... încă 200 și ceva de locuri la fiecare show. Da, pentru că cererea e foarte mare. Cererea m-au sunat foarte, foarte mulți din Oradea. Și adică Sala acum are vreo 400 și ceva de locuri. Da. Ceciliu. Înainte n-avea, știi? Și noi aveam sold out amândouă show-urile. Deci aveam sold out amândouă show-urile. Da. Am suplimentat cu încă 200 de locuri Sala. Expert. Deci acum Sala e mult mai mare. Chiar acum sună cineva din Oradea. Dian. Alo? Dian. Da, salut Dian. 20 de bilete vrei la Oradea. Sigur că da, sunt. Mă-ți repede că... Da, Dian. Acum le ia. Și noi filmăm asta vineri până marți când apare. Dian, te deranjează dacă nu o să iei 20 de bilete ca să-i mai lași? Că uite, acum... Zic că vorbim miercuri. Hai să vorbim miercuri ca să vedem dacă mai... Nu lua toate biletele. Bine, Dian. Ce mai face? Ce mai face Mirela? Cum e? Da, nu, trebuia... Stai puțin, da, știu. Da, nu, să... și tu ai avut, da. Un nume de bărbat. Nela. Vasila. Da, e de la Vasila. Ce mai face Vasila? Bine. Da, condoleanțe. N-am știut. De 2 ani. În fine... Nu, bilete, hai să ne întoarcem la bilete. Te pup, papa. Nu, bine. Nu, n-am știut că nu mai ai o mână. Wow. Da, frate, nu mai are o mână. Cum, într-un accident de trotinetă. Mm-hmm. Bine, dar să iei bilete, totuși. Bine, mă, Dian. Hai că ne auzim. Te-a mai murit cineva asta. Îmi pare rău să aud. Înecat cu gumă. Cu gumă? De care gumă? De șters. Cu gumă. Cu gumă de, da? Mm-hmm. Bine, mamă. Hai, mă. Hai, te pup, Dian. Hai, sănătate. Că trebuie să închid. Zic că trebuie să-ți uzi ficusul. Dian, ai că uite, se uită cățelul la mine că trebuie să-i dau de mâncare bobițe. Bine. Bobiță, trebuie să-i dau bobițe. Da, bine. Hai. Ne auzim, pa, pa. Pa. Mi se pare... mi se pare că tu care te chinui să termini bituri, jucai acum un bit pe care voiai să-l termini. Da. Neștiind cum să-l termini, jucai că nu știi cum să-l termini, a fost foarte da, foarte bun, Dian, foarte bun. E mișto, ce să mai, bă, Dian... De cât timp te știi cu Dian? El are 24 de ani, de 30 de ani, știi? Dă-ți dai seama că știu de 30 de ani, frate, pentru că noi... Mie asta mi se pare interesant la umorul absurd, că e dat mai mult de încredere. Da. Umorul absurd înseamnă minciună plus încredere. Deci este... Exact. Da.
zici absolut orice lucru care n-are cum să fie adevărat, dar zici cu foarte mare încredere și asta este o glumă absurdă. I'm looking at you, Cristi Popescu. Da. Da, mă, nu. Bravo, 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 bravo. Băi, ce să vă zicem, la Oradea ar trebui să fie sold out până la urmă și așa o să fie. Bă, subiecte fierbinți. Hai să vedem topical, ce topical, să fie, de ceva, ce s-a întâmplat. Hai să vorbim acum serios. Bun. Dan Diaconescu, da, a fost copiii. Prins cu minore. Minore, da. Da. Ok, altceva. Okay. Bun, profesoara de japoneză înjunghiată la oră. Profesoara de japoneză înjunghiată la oră. Da, da. Bun, altceva. Hai să vedem. Nu, bă, stai puțin. Unde se face japoneză? Stai asta așa. A fost și șocul meu și să știi că în principal șocul... Întregii țări da, a fost. Da, da. De ce japoneză? De japoneză, da. Și e ca și cum mai face australiana la școală. E mai rău de atât, că australiana e cât de cât niște engleză. De asta zic, că mi se pare că, știi cum, mi-ar plăcea să faci niște materii foarte specifice, adică ce am irlandeza. Da. Că e clar nu e engleză, irlandeză. Dar acum dacă e să e așa, dacă e să fie o oră sau la care, nu știu, adică japonez ar fi, e vorba în primul de respect. E limba... Bă, mie mi se părea sincer extraordinar dacă era chineză, pentru că e China dita mai economia, dita mai puterea militară. Adică eu, bă, înveți limba chineză ca să te scoți. Mai vin chinezii pe aici, investe, ai o chestie, da. Știi, adică e de viitor chineză, zic așa. Bă, dar japoneza, serios acum, da. Ce faci dacă înveți japoneză? E un pic mai dubios. Mai ales la școală, la liceu, că dacă vrei tu să înveți limba japoneză, da, frate, învață orice limbă, că vrei tu să... Dar la școală să predai... Da. De ce nu chineză? Katane. Aveau katane, păi asta așa. Zic. Haideți să deschideți-vă katanele la pagină. Păi cam așa, deci la, nu știu, la o oră de engleză, na, american în puști. Da. Că e, na. Da, și la japoneză, da. Și, deci, dar de ce ne clasă? Ne riscăm foarte tare, zic să dansăm ușor în jurul subiectului. Da, nu. Deci a fost înjunghiată. Da, 10-11, nu știu. A, 10-11. Da. Da. Și a înjunghiat-o tare? Am auzit în o gât. Chestie foarte simplă. În gât? Da. Jesus, fuck. Da. Am auzit o chestie foarte mișto, a zis cineva. De ce copiii devin mega rebeli între 13 și 24 de ani? Se pare că e o chestie foarte adâncită în ADN-ul sau căcaturi din astea, pentru că pe vremuri, când eram în trib și erau triburi maxim, știu, 100 și ceva de oameni, cumva tu când atingeai asta de maximă fertilitate, 13-20 ceva de ani, tu cumva era tine că trebuie să pleci din tribul ăla ca să nu se fută între ei gen, știi? Ca să se, știi? Și mi se pare logic, că de-aia ai chestia asta față de părinți și simți nevoia de respingerea familiei ca pentru să nu fie incest. Dar să știi că sună... Nu știu dacă e adevărat, nu e deloc dar sună adevărat, mișto. Că nu se făcea schimbul ăsta între... Nu, noi trăiam în triburi... Bine ați venit la Iar vorbim și nu știm. Dar da, Iar vorbim și ce bună emisiune, Iar vorbim și nu știm. Da. Mi s-a părut drăguț așa. Eu n-am auzit niciodată la omul mai vechi, primitiv, să existe schimburile astea între triburi. Erau triburile destul de mari încât să aibă destulă variabilitate erau genetică. Erau mai demenți, mai rebeli. Păi da, aia da, dar nu da. E așa. E la animale e așa. Da, fac la animale. Păi da, pentru că de multe ori haita e înrudită genetic da. Și atunci nu ai cum să rămâi acolo. Dar da. Triburile nu erau atât de înrudită genetic încât să nu poată să... Da. Bam, bam. Plus că mai dădeai la un denosovian sau cum era, mai la un neandertal. Știi că noi ne-am... Da, ne-am rămas da. Noi. Mi se pare extraordinar chestia asta, că noi acum avem probleme cu interracial. Și noi eram altă specie. Da, era altă specie. Altă specie da. Chiar sunt curios cum ar fi. Asta cred că ar fi un sketch foarte mișto de făcut. Știi, o familie de oameni și ea vine cu un neandertal. Da. Și ea e gen, bă, nu poți să, știi, gen, fute și tu în da, specia. Da, măcar în specia ta. Da, și da. Nu. Mie pe el plac. Erau mai mari neandertali. Da, erau mai, da, se pare că erau mai solizi așa, mai. Tu da. Pari un neandertal. Da. Și mai era și omul ăsta, Deni, nu mai știu cum trebuie, Denisovian sau Denisovian. Era așa. Și ăsta era. Da? Mai era și Homo floresis sau floresis. Nu știm, mici, foarte mici, foarte mici, foarte, foarte da, mici. Ăștia da, ăștia neandertalienii se combinau foarte mult cu homosexualii. Homosexuali? Cu homosexualii.
Da. Și pe vremuri erau, pe bune, erau homo sapiens sapiens. Așa. Și homosexualii. Homosexualiens. Homosexualiens. Sunt atât de mândru că vă sunt prieten. Atât de mândru sunt că vă cunosc la homosexualiens. Da. Ne scuzați, oameni buni. Foarte bun. N-avem nimic cu... Dar de ziceți că homosexualitatea... Am doi fost... prieteni homosexuali. Bă, da? Și sunt împreună? Ba da. Bă, ce tare. Adică nu i-a fost așa, nu era un... N-a apărut ca un moft al oamenilor bogați în Roma... Adică, nu homosexualitate, mi-e așa mi se pare, că a apărut ca un moft. Dar să zic că grecii au fost înainte de romani. Și, da. Și grecii cu bani. Păi normal. Eu cred că grecii, că cu grecii bani, frate, se futeau în cur. De ce crezi tu că nu mai au cu bani? Pentru că, nu știu. Doamne, ce... Iar vorbim și nu știm. Mi se pare, că a apărut în zona aia. Ce mi se pare cea mai cretină fază a lumii? Mm. Efectiv, oamenii aia în banchete care mâncau și după aia vomitau. Aveau un spațiu vomitarium. Bă, da. Aia mi se pare, e penibil și josnic. Este să bagi atât de mult în tine. Mi s-a întâmplat de revelion asta. Ai făcut asta? Am făcut asta de revelion. Te duci și ai vomitat ca să poți să mănânci din nou? Da, pentru că eu am fost de revelion. Să vomit. Nu am să uit deodată banii. Deodată, așa. Da. Deci, și am făcut, chestia asta pentru că a gătit un prieten atât de mult și atât de bine că am vrut să mănânc din toate. Mm-hmm. Și am băut și niște vin, de mi-au apărut pete pe față. Mm-hmm. Și la un moment dat eram atât de plin și am fost, bă, trebuie să mă duc să vomit. Și am vomitat. Foarte puțin, dar stai un puțin, ți-a venit să vomiți, nu ai zis, bă, mă nu, duc să vomit. Nu, mă duc să vomit. Adică tu erai ok, da. Și ai zis, mă duc să vomit ca să da. Pot să... Pentru că ca să pot să mă culc, eram plin. Deci de-ați am mâncat, poși? Păi stai, ca să te culci sau ca să mai mănânci? Ca să mă culc, că eram plin. Deci eram pur și simplu așa. Deci am mâncat prima dată, am mâncat o salată șuba. Mhm. Care este extraordinară, cu pește, cu, da. Cu herring, da. Și cu sfeclă roșie. Cu sfeclă roșie, dar da. E și maioneză, e destul de grea. Da, e grea. Deci da. Asta a fost prima dată. După aia am mâncat răcitură. Mm. Mamă, usturoi, cum era grăsime. Răcitură. Mm. Da. După aia am mâncat o ruladă cu încărnat înăuntru. Efectiv, mi se pare plan de sinucidere. Da, 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 da. Deci ai mâncat salată cu maioneză, ai mâncat piftie și după piftie, ai mâncat cârnați. Și după aceea o ruladă dintre da. Asta cu carne și cu da. Încărnat și după în aia am început să aducă mâncare. După aceea, friptură de vită cu spanac. Așa. După aia sarmale. S-a făcut grație. De la pic de vede, spanacul ăla, nu știu, cred da. Că n-a fost gătit mi foarte bine. Mi s-a tot spăgât spanacul ăla. Și după aia sarmale, tata. Dar asta când era? De revelionul ăsta, în 2000, trecerea anilor. Acum? Da. Oh my god. Da. V-am povestit la un moment dat când am avut, deci un bacău, acum 20 și ceva de ani, eram în clasa 7-a și am petrecut revelionul la un prieten de-al meu, Cristi. Am făcut revelion, bă, mulți. Ar trebui să mai pui ceva la acel și ceva. Că otherwise your dumb is a... Aici acum 20 ceva de ani era 2000. Nu, erai este... 7 în 2000. Nu, mă, nu, da, eram într-a 7, nu mai știu. Acum multă vreme. Bă, da, să zic că așa e, frate. Ce? Așa e și în capul meu. Adică 20 și ceva de... Exact cum ziceai, în capul meu eu am 30 și un pic. Da, da, da. Și 20 ceva de ani înseamnă că eram nihai. Nu, 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 da. Nu, acum nu, 20 de știu, ani. Nu, dar numai că da, în capul meu așa e. De ani, aveai 21 de ani. Deci, prieten, și ideea este că pe vremuri... Dar lasă-mă să ai pe 21 așa, de ani intra da, șaptea. Da. Judecați voi acum drumul academic al fiecărui. Da, 21 de ani intra șaptea. Zi-mă, Costel, nu mai s-a fost. Așa, și ideea e că pe vremea respectivă nu aveai apă tot timpul. Deci în Bacău era o zi da, două zile nu, nu aveai apă. Două zile nu? Sau o zi da, două, okay. două zile nu. E o tradiție care s-a păstrat, să știi. Și ideea e că... Nu te-ai serios că de curând acum era. Da. Da. Și ideea e că avea tipul ăsta, Cristi, avea cada plină cu apă ca să aibă pentru WC-ul, pentru okay, spălat, okay. pentru da, etăcă, etăcă. Și am băut și am mâncat nemilos în clasa 7-a. Am nemilos. Și când m-am dus să vomit, m-am vomitat, vomitat în cadă. Bă, omule! Oh my god! Și dimineața... Și plutea acolo. Bă, dimineața când e s-a trezit... E contaminat rezervele, da, pare... Jesus! A venit la mine și, deci m-a trezit așa și a fost... Bă, ai vomitat în cadă. Da. Ai vomitat în cadă.
Și când m-am dus acolo, deci era, arăta suprafața apei. De parcă trebuiau să iasă florile de lotus, așa. Știi cum arăta? Mama, zici că era topping de la pizza. Te-ai îmbătat foarte tare? 4 stagioni, da. Te-ai îmbătat foarte tare într-a șaptea? M-am îmbătat foarte tare într-a șaptea, da. Bă, n-am avut o viață ușoară. Nu, că și eu tot cam pe atunci. Da, și este pe bune și am și mâncat. Și deci, asta a fost. Da. Ce-ai băut? Bine. Stai așa dintr-a șaptea? Nu, deci... vodka. Vodka? Da. Deci cât aveai? 12-13 ani, cam așa, nu? Într-a șaptea? Da. Da, 13 ani. Și vodka pe vremea aia nu era chiar vodka. Nu era vodka, era băutură spiritoasă cu gust de vodka. Exact, cu aromă de vodka. Băutură spiritoasă cu gust de vodka. Aminte, când eram puștani, noi aveam vodka genocid și romul Jamaica. Și erau amândouă la sticle de bere. Deci, da, erau atât de penale băuturile alea, că nici măcar nu aveau sticle. Ei luau sticle de bere și puneau sticle de bere băutură, da. Ai, Doamne. Da, și era... da, mă, știu romul Jamaica, esență. Jamaica și... Era, nu. Avea era... un gust oribil. Da, era alcool din ăla etilic din grâne și pus un colorant. Da, eu aș face un tip de vodka care să se cheme pseudo. Pseudo-vodka. Pseudo-vodka, da. Și era, îți dai seama că ei aveau alcoolul ăla acolo. Și ziceau, ce facem azi? Vodka sau rom? Hai facem rom. A adus sacul ăla varsă la gol. Dacă nu puneai în sacul ăla era vodka, dacă puneai în sacul ăla era rom. Era, da, romul și-a mai ca și vodka genocid. Mamă, dar nu știu cum zicea efectiv, dar noi așa ziceam. De la pancări am învățat, nu mai știu cum zicea, îi zicea într-un fel. Nu era săniuță, nu, era lux. Zău, da, săniuță era bine. Săniuța bei dacă aveai bani. Dacă n-aveai bani, bei vodka genocid. Păi și acum săniuța cât e? Chiar că mai e săniuța. Da, este săniuța. Dar e rebranduită săniuța, apropo. Da. Au rebranduit-o, au luat-o și au făcut-o de lux. Da, se numește tot săniuța. Este săniuța de lux. V-am zis de faza aia că la un moment dat... fără trapă. E Bob. Bob. Deci e cum a fost când a venit, m-a sunat cineva și să-mi zică că dacă sunt dispus să fac o reclamă la pate de lux. Dar zic că există... Bă, da, dar eu când eram atunci nu am zis, dar nu mamă, este, pateu de nu lux. Este vodka, este tot băutură spiritoasă. Este 12 lei 200 de mililitri. Mamă, 12 lei 200 deci de mililitri. Nu e vodka, este tot 60 de lei litru, da. E... Da, deci tu îți dai seama pate de lux. Că eram, frate, când te duci cu tocurile pe munte. Bă, da, da, pateu, adică pateu ca mâncare în sine poate să fie extraordinar da, de... Da. V-am zis că am făcut... Un pate foarte bun din ficat de vită. Tu ai făcut? Da. Acasă? Acasă. Da, uite, Melinda făcea cu ani de zile, are niște rețete de pateu extraordinar cu coniac, cu de-astea. Cu coniac. Cu cârnați. Știi, cu cârnați, mamă, ce bine sună. Nu știi cât de bun e. Deci ideea este că am dat peste noi o rețetă. Noi asociem cu ăla, cel mai ăla făcut în exact. Ce răzui de pe copită înainte să o pui la parizer. știi ce era mișto la această rețetă? Oare se face cu un pic de lapte? Se pune lapte? Smântână cu smântână lichidă, da. Ca să se întărească. Tu n-ai microfon și zic. Deci ca să... anasonul, boabe de anason. Da, da, da. Asta a fost. Bă, și am mâncat. Hai să nu mai... Dar de ce m-am apucat eu cu mâncare? Nu, că îmi faci poftă de mâncare și abia aștept să mănânc. Și smash-ul ăsta? Smash. Eu și eu țin post, dar mănânc astăzi, că nu mai pot. Îmi plouă în gură și am zis... Tu n-ai ținut post de tur asta, nu te-am văzut ții post. Ba da, mă! Ai ținut post? Cum să nu? Ah, că ți-ai luat pizza vegană. Da. Este cea mai... Da. M-am comandat două pizze vegane XXXXL. Da, mă, știu că ți l-am adus în cameră, îți repet. Da. Incredibil. Da, erau, zici că erau plăci de alea de faianță, de gresie mari. Deci erau două atât așa. De ce a fost? Ce? Nu știu, n-a fost nimic. N-a fost nimic. Bă, știri fierbinți, hai. Știri. Ce se mai întâmplă în lume? Vreau să zic de pizza aia din Constanța, că m-a impresionat pe cuvântul de onoare. Da, foarte bună. Nu San Marco. San Marco, da, foarte bună. Dumnezeule, dacă sunteți dacă tot facem reclamă gratis azi, Smash Burgers. Săracul Becker nici nu credea că este blind. Da. Smash Burgers și pizza San Marco în Constanța. Băi, omule, m-a rupt. Da, a fost foarte bun. Fai cât de bun a putut să fie. Da.
Așa. Bun. Hai, ce subiecte, mai sunt subiecte, subiecte fierbinți? Care? Hot takes, edgy subjects, hot takes. Ce, cu ce nu care? Suntem de acord, deci, cu care toată lumea de acord? Cu ce nu suntem noi de acord, cu care toată lumea de acord? Cum e, cum provocăm? Când ieșim la vot? Ce? Ce? Să votăm noul președinte. Cine? Mai prins un offside acum, chiar nu știu. Când îl schimbăm pe Iohannis și cu cine? La noi sunt 5 ani, nu? Când a fost? Da. Bă, ar trebui să cred că la anul. Anul. S-ar putea, cred că 2019 a fost. Hai să facem, hai să vedem că cu cine votăm. Păi dacă, nu știu, cine candidează? Păi nu, dar nu știm deocamdată, că în afară de tătuca Simion, de la Aur, Zdravitie. Da. Deci în afară de el nu știm, nu e clar de la niciun partid. Bă, Mircea Joana, ci că s-ar putea. Joana, s-ar putea să fie doamna Gabriela Firea de la Gabriela Firea. Nu putem să știm. Oh, ok. Interesant. Cine știe ce mai face domn Bucătar între timp? Da, apropo, chiar Dragnea, de faza asta, da, bă, hai ziceți, Dragnea. Bă, muie și respect, domnul Dragnea. Deci muie pentru că na, dar respect pentru oricine a lucrat la campania aia. Da, foarte bună. Bă, vrem omul de PR-ul de lui Liviu Dragnea. Dacă știe cineva cine este în PR-ul lui Liviu Dragnea. Vrem și noi să lucrăm cu el. No, nu ne merge extraordinar la Oradea. Avem nevoie de ceva pentru turneul ăsta sau pentru următorul turneu sau pentru oricine a gândit revenirea domnului Dragnea în ochiul publicului. A fost extraordinar. Bă, tu stai seama câți bani a făcut din YouTube cu vizualizările? N-a făcut. Cred că nu-ți dai seama câți bani a făcut el înainte să intre la turneu. Adică a pornit foarte bine, că a făcut vreo 300.000 în vreo zi, dar după aceea a încetinit, nu mai... Dar și ce a gătit? Că n-am urmărit. Niște fasole. Niște fasole. Fasole? Da, da, condimentată cu niște opinii. Adică asta e important. A spărerea mea despre niște România. Vă fut ăștia, România e cea mai tare. Vă fut ăștia rău, vă, știi? Bă, nu m-am uitat. De ce? Tu te-ai uitat? Ai văzut niște bucățele, da. Este, da, în general este. A zis cineva, a făcut un paragraf foarte mișto scris, nu vreau să-l măcerez pe Facebook, dar era asta foarte mișto. Explica cum gătește domnul. Așa. Okay. Că cum gătim? Luăm o ceapă. Ceapă, vă dați seama că nu mai e nicăieri de la noi, că aduce ăștia în Olanda și de-astea, pentru că vor să ne distrugă, să ne omoare. Asta e programul de exterminare al țării, este așa, al poporului ăsta. Bun, acum, punem și niște usturoi. Usturoi de la chinez, că ai vă dați seama că... A, nu, dar foarte nu, bun. Da, exact, am vrea să zic. Nu, usturoi foarte bun. A, are o aromă... Da, deci cam asta e. Foarte, foarte mult respect cu ei în spate. Știi, la chestia aia. Știi cum mi se pare foarte drăguț să fie toți politicienii sau așa care ies din pușcărie să vină cu travel vlog, cursuri de chitară. Băi, zăi că acum asta o să facă, că au văzut că am mers la Dragnea. Cursuri de chitară cu Elena Udrea. Țineți așa degetele și acum degetelele le-aș ține așa pentru clasa politică adică din care România, actuală, care vă dați seama. Și pentru cine m-a băgat la zduc. Așa. Sistemul care, asta este, așa se ia un două... Da. Deci cu degetul ăsta... Dova și muie la tot sistemul care m-a... Nu, un la. La. Acordul de la muie sistemului de deep state care omoară toate talentele patrioții care... Da. Hai să cântăm în sol, cheia sol. Okay. S-o lase mai moale ăștia cu... S-o lase mai moale ăștia cu legile astea. Da. Că... Da? A, ce tare. Bun, deci am avut asta, am bifat-o. Bun, am bifat. Bă, e ceva... Că nu luăm toată gama, stai să facem toate gama de căcat. Este... Da, mai aveam note. Doresc pe această cale. Doresc pe această cale. Ai pus și reu, gata. Da. Mi, acord de mi se pare că am fost nedreptățită. Se pare că... Faceți ceva cu legile astea nedrepte care da. Da, mă. Da. Si, ce să mai zic? Si, încer eu lup de partea binelui și si gur că, da. Nu, asta e la Dan Diaconescu, dacă minor, nu e minor. Până la urmă, hai să facem în felul următor. Așa cum au apărut sunt câteva scandaluri acum pe Ana Morodan, care a împărțit iarăși lumea, a împărțit lumea internetului în două. Da. Sunt oameni care o acuză că, uite, terminata, drogata și așa, și ceilalți care, dar ce a făcut, mă, nene?
Dar ce a făcut? Că ce? Că a băut și s-a drogat? Cine nu bea și se droghează? Așa este. Bă, da. Dar faza e că... Dar tu, ce părere? Tu nu ai voie să conduci. Și mai ales, adică îmi pare rău pentru ea, e nasol să treci prin chestiile astea, cred că e nașpa ca persoană publică, dar urât, nu e ok să faci asta. Eu, ce să zic, nu zic nimic. Dar, așa, și ce mai zic, de la ce m-am luat? Cu ce voi, cum sunteți cu filmul ăsta? Cum? Cu ce? Cu Ana Morodan. Bă, n-aș mai vrea să discutăm. Mi se pare că s-a discutat enorm de mult pentru prea puțin. Adică, da, într-adevăr, e un pic ieșit din comun, că a făcut multe accidente în trecut și că a făcut multe accidente. Asta nu știu. Da, multe accidente. Femeia okay. Este total incompatibilă cu condusul. Nu, n-ar mai trebui să... Și asta că a băut ceva și e ultima problemă. Probabil că n-ar mai trebui să conducă, adică nu că să îi se ia permis, să îi se interzică, ar trebui ea să zică, bă, nu mai conduc că mă pun în pericol. Da. Dar faza este că a fost treaba asta interesantă, că a fugit de poliție, că a făcut accident, că i-au luat permisul, că s-a urcat din ora, adică îți dă un vibe de interlopeală așa, sună... Da, da, da. Sună de parcă e Ana lui Morodan, de la clanul Morodanilor. E ceva, e da. Comportament de interlop ăsta, deci un dispreț față de lege pe care îl vezi da. mai da. Știi? Dar pe de altă parte, bă, gata cu atâta discuție. Eu doar vreau să zic că un... cel mai constructiv. Și ți-ai zis ce mă omora chestia aia cu, bă, mii de oameni care comentau, dintre care jumate erau, dar cine pula mea e asta? Păi de ce da, mai da, comentezi? Da, de ce mai știi, da, corect, da. Dacă era știrea despre un băiat Ștefan Danilescu, da? Mai comentai să stai să vorbești? Nu, efectiv, ce ai? Coie, nu știu cine e Ștefan Danilescu, trecem mai departe. Dacă efectiv nu știi cine e. Adică tu dacă nu, te mă, bagi în discuție... Nu, mă, sau în comentarii s-au ca la coadă, la, pe vremuri. Da, exact, mă! Ce se dă aici? Ce se dă aici? Bă, extraordinar asta, da. Da, mă, dacă e coadă aici, mă, și eu. Exact. Bă, du-te, mă, până cât de bună e asta. Este foarte bună. Exact așa se bag oamenii în comentarii. Bă, dacă e lumea la coadă, mă, și eu. Da, da. Și dar, exact ca în bancul ăla, când ajungi în față, afli nu de e ce, nimic. Exact, da, nu e nimic. Știi da. Că așa era bancul. Da. Că era la că ajungi să în față, nu, ce se dă, era unul la perete. Zice, nu vă spărați, ce se dă aici? Nu se dă nimic, eu m-am oprit să mă piși. Da, și zice, da. Păi și de ce nu plecați? Păi acum că sunt primul la coadă. Da, e bună, da. Nu știam, da, e bună. Dar vreau să zic cu... că, apropo de asta, că eu îi sfătuiesc pe toți oamenii așa. Care sunt prin preajma unor persoane care consumă alcool și apoi sunt, nu că eu mă urc la volan. Dar ea avea pe cineva în mașină? Nu. Dar să iei cheile omului, să îi le iei și să nu-l lași pe om să meargă, să nu mai lași pe nimeni. E de datoria ta să fii responsabil și să nu-l lași. Și să iei cheia și după aia a doua zi iei mașina, dar cum e... eu ascunzi undeva pe un site de licitații. Dar cum e la lege chestia asta când ești pasager într-o mașină care, în care unul e băut, beată? Cum adică? Adică tu ai vreo chestie dacă ești pasager? Nu. Sigur? Normal. Ok. Ar trebui să fie. De ce? Cum te urci tu cu omul ăsta băut la volan? Da, de unde știe poliția că tu știi că e băut? Da, dacă este vizibil băut. Adică asta poate zic. Nu vă bine. Nu mă gândesc. Hai, urci să mergem, că nu mai am băut. Abia aștept să mă culc. Că mi-e rău, mi-e rău. Hai, mă urcă-te. Adică ar trebui cumva să fie și o responsabilitate a omului. Da, mă, mi se pare că ar trebui să adică fie în educația luată, noastră. Luat omul care s-a... Deci, în mod normal, așa, fii atent, în mod normal, mă arunc. Bă, am luat, dacă este urca. Unul prins la volan, bea, da? Da. Bun. Te-a oprit poliția, dar ești clar băut. Să faci înapoi trail-ul. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Cine l-a văzut pe omul ăsta? Cu cine a fost? Cine l-a lăsat să urce? Mamă, eu nu știu dacă îți dai seama ce lucru monstruos zici. Eu așa aș face. Din punct de vedere legal, îți dai seama că n-ar putea să se aplice numai la... Ar trebui să se aplice la orice. Păi normal că la orice. A, da? Orice. Bă, dai, trebuie dictat. Să te păi duci way back. Păi hai da, să vedem. Că dacă faci asta la... I-aș aresta și părinții în acea seară. Păi asta vreau să zic.
nu mai bine punem zăbrele la țară, că în maxim un an arestezi pe toată lumea. Toată lumea arestată. Băi, eu cred că după aia vrei să zic. După aia vedem cine este. Vedem cine este, da, exact. Aș nu, mai face o treabă. Apropo de asta, domnule dictator, dacă mă lăsați să fac parte din Consiliu. Așa, da. Ar trebui fiecare să facă, să meargă în pușcărie, să facă pușcărie obligatorie. Cum e armata? Cum e armata? Ar trebui să te duci un pic să stai închis ca să te bucuri de libertate. După liceu, înainte să duci la facultate. Unde tu puțoi de 14 ani crezi că știi ce e libertate? 6 luni pârnaie obligatorie. Da. Dacă ai școală. Asta dacă ai facultate, că dacă n-ai facultate, un an direct. Da, exact ca pe vreun cu armata. Da. Și unde ai fost repartizat? La poarta albă? Unde ai făcut pârnaie? Un an pârnaie obligatorie. Da. Să vezi cum e, să te ferești. Exact, să te ferești, da. E foarte bun. Că dacă îți place, te întorci. Da. Și dacă îți place la pușcărie, că s-ar putea să-ți placă. Și după aceea chiar să te gândești și să-ți faci un viitor în pușcărie. Da. Foarte bun asta. Da? Deci așa trebuie făcut. Stadiul penal obligatoriu. Stadiul penal obligatoriu. Pe bune, stadiul penal. Da. Deci trebuie să facem cel puțin 6 luni de pușcărie, ca să prețuiești după aceea libertatea. Da, absolut. Și exact dintre alea, carceră, bătuți. Bătuți, da. Dat. Mui. Da, e foarte, foarte. Deci efectiv, nu mai vine să zic că mă gândesc că da. Da, mă, deci ar fi o țară extraordinară dacă s-ar face așa. Și 6 luni să... 6 luni de pușcărie. Da. Și 6 luni de armată obligatorie. De ce armată? Păi ce faci, frate? Apropo, bărbați, de ce nu faceți armata? De ce să faci armată? Am înțeles pușcăria, înțeleg, dar armata nu. Pușcăria am înțeles, dar armata de ce? Păi, dar serios, în orice caz la pușcărie te înveți cu disciplina. În orice caz armata te învăți armata. Da, e aceeași chestie, da. Da. Ar trebui să faci câte 6 luni din multe lucruri. Din toate chestiile, da, și eu cred. 6 luni de trebuie să te duci undeva într-o chilie și să stai la mănăstire. La Kaufland, la Lidl. 6 luni trebuie să... Deci 6 luni la pârnaie, 6 luni armată, 6 luni la chilie și 6 luni lucrezi la Amazon. Da. Ca să știi să te ferești, ca să știi exact, și de pârnaie, și de armată, și de biserică, și de corporație. Și de corporație. Și gata, după 2 ani te lecuiești de toate. Da. După 2 ani ești antreprenor, da. Faci și căscuță obligatorie, faci și căscuță și să știi, să vezi prin ce trec oamenii care te sună. Bă, mi se pare corect să faci asta. Normal, bineînțeles. Dar dacă mai punem câteva 6 luni, nu mai ai apuși să... Nu, că imediat îi faci direct. Când și 6 luni de pensie. Nu mai faci facultate și ai 4 ani, cât înseamnă? 8 stagii de... Păi, o grămadă de făcut. Extraordinar. Bineînțeles. Intri și după aia la master la spălat pe jos. Și master la curățenie. Și master la curățenie. Dacă vrei să ieși de acolo, bă, țiplă. Țiplă, da, să știi că, și la 22 de ani ești... O chestie care s-ar putea să vi se pare contrastată. Eu aș băga și 6 luni la poliție. Ca să vezi și cum e pe partea altă. Și cum ești pe partea... Da, corect. Faci și pârnaie, faci și poliție. Extraordinar. Da. Și le-ai făcut, ai 8 stagii din astea, da. Cum se numesc la voi, cum de facultate. Da, bineînțeles, mă. Zi, stai 4 ani să vezi să scrii cu pixul pe hârtie și atai pe facultate. Școala vieții. Practica. Nu practică, mă. Era un alt cuvânt. Seminarii. Nici seminar, mai era un cuvânt. Ce, mă? Sunt multe cuvinte. Laborator. Nici laborator. Mai erau la cuvânt. Ce, mă? La ce te referi? La facultate. Era... Când te duci la facultate... Și faci un... Nu, mă, nici master. Faci... Nu mă dureze mult, lăsați, hai de schimbă. Stai puțin, și ce faci? Prispă, jantă. Cât mai durează? Ce vrei să zică cuvântul? Ce descrie cuvântul ăla? Descria că făceai o chestie, un... Proiect. Nu proiect. Laborator. Laborator. Nici. Acum sunt foarte curios. Să-mi vină. Sunt foarte curios acum. Ce faci la... Referat. Nici. E un... Zi-mă, ce faci? Eu n-am făcut facultate, dar am auzit că se făcea aia. Hai, mă, mai era zi-mi un, nu știu, parcă părea o chestie de să făcea... Parțiale. Să dai examenele, avea examenele parțiale. Nu. Restanță. Nici.
Nu mai, gata, nu, da, o să-mi aduc, dacă îmi aduc aminte, zic. Mă omoară, o să-mi aduc aminte. Zi-mi eu, nu știu, e posibil nici să nu fie. Deci hai să nu mai... Băram. Nici mai eram. Hai să mâncăm. Gata, da, mă. Bă, gamea și picioarele, dar poate îmi vine. În fine, hai. Așa. Bă, Smash Burgers! Nu pot, este, mi-am mirosit tot și să nu, să nu mănânc. Da, mănâncă, da, mâncăm. Uite, eu pot să... Uite, vrei să-ți arăt ce înseamnă putere, stăpânire? Dumnezeu iartă-mă, Doamne. E bine, bă, e bine că ai tot ținut post până acum foarte aproape de Paște. Cu cât e mai aproape de Paște, cu cât nu mai... Da, eu... Mi se pare extraordinar. Câte lucruri my facem God. Pe gratis. Băi, frate. Ce vorbești, mă? Cartofi. Eu sunt foarte curios ce înseamnă un smashed burger, că e un stil de burger. E carnea zdrobită? Păi și asta nu se întâmplă din atenție la orice burger? Da. It's not a bug, it's a feature. Da, îmi place ce văd. Haideți să vă urăm o postă bună. Este extraordinar. Da, 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 da. Păi vaca a mâncat numai iarbă. Ma, și-mi place, nu e, și nu e foarte încărcat, așa poți să-l mănânci. Da. Ce vorbești, mă? Mamă. Ăsta se numește cam Friends, the one where they eat. The one... Așa văd, the one where they eat, da. Where they all eat, atunci nu mănânci. Ți-ai dat cu maioneză pe microfon. Este efectiv, este culmea de pravării. Cum a fost la potă? Mi-am tărit de maioneză pe microfon. Ăsta e al meu, nu? E microfonul meu, ok. Ai, na, acum. Bun, gata.